Înainte să înceapă acest episod, vreau să vă spun să apăsați butonul de like și de subscribe ca să vedeți cele mai noi episoade amuzante pe care le pun. Vizionare plăcută! Salutare frații mei lupi, eu sunt Big Wolf și bine v-am găsit la Granny Funny Edition 2.0. Am văzut că v-a plăcut foarte mult acel episod cu Granny Funny Edition, așa că m-am gândit de ce nu să fac un nou episod. Și da, haideți să dăm aici pe play, apoi dăm pe ceva și n-am încercat niciodată. Știu că va fi oribil. Bun, în momentul de față sunt pe teren minat, nu știu ce se întâmplă, nu știu unde îs, nu știu cum reacționează, nu știu ce poate să facă acea bunicuță. Dar eu sunt Paul Balboa și voi reuși din prima. Măcar pot să scap de asta, voi e ceva imposibil. Vom afla când o să mă alerge, în curând. Aia unde se duce? Bă, aia știe de chestiile alea secrete, ești nebun? Și stă acolo și nu face absolut nimic. A, și? Și am ieșit. Un gând al meu îmi spune să mă duc acolo, dar ochiul meu de sniper adevărat și ochiul meu format de sniper vede acea capcană acolo și mi imprimă în gând sentimentul că nu trebuie să mă duc acolo. Deci mă voi duce pe aici. Nu, fugi, Paul, fugi. Am să mă duc aici. Vă găsiți ceva? Nu! Am văzut, vezi că vine aici, Paul, fugi! Repede! În spatele meu ești nebun! Ai de capul meu! Eu nu rezist! O pus 7000 de capcane la fiecare zgomot auzit de... Ha! M-a pierdut! Ea nu știe că eu sunt... Ceau! Mi-a părut bine să te cunosc! Pam! Paul se va furișa încet! Iar ea nu-și va da seama că sunt aici! Nu-i corect! Bun, acea babă se va întreba ce s-a întâmplat, dar eu... Ușa mea este deschisă? Paul, partea cealaltă a ușii este coșmarul tău. Vei reuși pentru că tu ești adevărat Balboa și Balboa este cel mai tare din parcare. N-am vrut să te... Ha! Cutia masii! Sau nu va veni după mine? Eu v-am spus că vine după mine, acum este șansa mea, Paul, voi reuși, bagă, Paul, vei reuși, uite acum, ea stă acolo și se întreabă de ce a picat acel panou, dar tu, blocându-te acolo, i-ai făcut o vagă impresie, fa... Băi, cum e posibil așa ceva, Paul, nu e posibil că te-am pus acolo jos, Deci nu mai înțeleg ce Dumnezeu se întâmplă cu jocul ăsta, că încerc să-l bat, dar nu, deci am făcut zgomot acolo, l-am dus sus și au vrut după mine, că doar e ceva normal, așa-i? Îmi deschide ușa încet, ca și agentul 007, prin broască. O aud? Nu aud, nu este aici. Ușa este deschisă. Este deschisă, cum să nu fie deschisă? Uită nebuna, uitați-o! În mediul ei natural. Uitați ce perelină magnifică de supereroare are. Ce picioare extraordinare. Și ce abilități nemaipomenite de a manevra acel băț, care noi îl numim armă albă. Uitați cum a pus acea capcană. Paul, acum este șansa ta, du-te, desfă ușa și du-te, Paul, du-te sus. Am greșit tot, să-mi fut una. Eu trebuia să iau ciocanul, să vin să tai prostia de la ventilator, să iau itemul. Băi, ce mi-a tremurat atât corpul, să-mi fut una. Taci în gură și tai acolo din ezei tăi de nebună. Ea se află... acolo. Îmi tremură tot corpul. Sus, băgă-te în gură! Vine, fugi, nu stai, fugi, că aia are un nitru din ăla de Sonic și dacă te prinde, te prinde și bai dacă te prinde. Acum pune de șansa ta, te vei duce la subsol. Vorbesc prea repede, du-te la subsol, că e șansa ta, Paul. Câștigi, te duci la subsol și... Vai,
Vai, am reușit și am făcut și zgomot. Și o să vină aia, dacă am făcut zgomot, o să vină aia acolo în subsol. Da, o să vină în subsol. Și așa este șansa mea să mă duc. Am uitat, unde era? O să scap, o să scap și voi scăpa pe dificultatea hard. Și dacă voi scăpa pe dificultatea hard, vei scăpa pe dificultatea hard. Uite că vine acolo, de aia este. Și te vei duce pe aici și vei face, o vei flanca, Paolo, vei flanca ca un adevărat soldat al armatei americane, al armatei românești, europene. Acum ea va fi setată să se ducă la... Cum, bă, Dumnezeu, vite, soase, cât am fost acolo! Ce fac acum? Mă duc sus. Asta este singura mea șansă. Granny este pe urmele mele, dar Paul Balboa, adică Paul, adică Paul, va reuși. Este programată să facă toate acestea, dar tu ești bom, Paul. Vei da greș, pentru că tu ești Paul. Am uitat unde este ciocanul, am uitat unde mă aflu, am uitat unde trebuie să mă duc. Dar nu-i bai, o să-mi amintesc eu. Oare dacă o fac să pice aici, o să pice? Merite să încerc, dar las, e totul închis, nu merge absolut nimica. Dar, obiectul meu încă este acolo, dar unde este Granny, că eu nu o văd. Paul, uite-o pe Granny. Exact cum am spus. Exact cum am spus și cum am spus, ea este un NPC, este programat să facă toate acestea, dar tu nu ești un om. Nu pot să cred! Bă, acum mi-am dat seama. Bă, vedeți că am ochii albi. Ca și al lui Granny. Cam asta a fost, doamnelor și domnilor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Până data viitoare, eu am fost Big Wolf și noi ne revedem în următorul episod. Pa, pa!